Salutare tuturor care mă ascultă! În ultimul timp sunt preocupat de personalitatea lui Dumnezeu. Cine este El și cum este El? În urma unor analize am ajuns la concluzia că de fapt de cine este El depinde totul a ce poate fi. El este inima creștinismului. Și iată în căutările mele am dat de o cântare Melodia nu eu cunosc, dar conținutul ei m-a ajutat să înțeleg câteva lucruri importante despre Dumnezeu. M-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este măreț și minunat. Această cântare se află în cartea Exodul, capitolul 15, voi citi versetul 11. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Dumnezeu care ne închinăm este un Dumnezeu care nu poate fi asemănat cu nimeni. El este incomparabil, fără seamăn, unic, excepțional, măreț. Acest lucru noi îl vedem în prima parte a versetului. Cine este ca tine între Dumnezei Doamne? Fraza cine este ca tine cu semnul întrebării înseamnă de fapt nimeni nu-i ca tine cu semnul exclamării. Acest lucru înseamnă că Dumnezeul căruia ne închinăm este un Dumnezeu care nu poate fi asemănat cu nimeni. El este măreț. Care sunt lucrurile care îl fac atât de deosebit? Versetul 11 conține două dintre multele caracteristici care dovedesc măreție lui Dumnezeu. Haideți să le analizăm. Cine este ca tine minunat în sfințenie? Primul lucru este că Dumnezeu este minunat în Sfințenie. Sfințenie este natura Lui, este calitatea fundamentală a Lui Dumnezeu. Rădăcina ebraică a cuvântului Sfințenie înseamnă a tăia, a separa. Dumnezeu este absolut despărțit, separat de orice nu este ca El. El este ceva aparte, ca să fii sfânt, Dumnezeu nu trebuie să se conformeze unor standarde. El însuși este standardul. El este absolut, pe deplin, la infinit sfânt. Acest lucru înseamnă că toate celelalte calități a lui Dumnezeu sunt sfinte. Dragostea lui este sfântă. Dreptatea lui Dumnezeu este sfântă. Chiar mânia lui este sfântă. Gândirea, planurile, acțiunile, toate sunt sfinte. De ce? Fiindcă sfințenia este esența lui Dumnezeu. Serafimii în ceruri strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Isaia 6,3 Fiindcă Dumnezeu este Sfânt, El nu acceptă păcatul, El nu acceptă răul, necurăția și tot ce e legat de asta tot ce nu se confirmă sfințeniei Isaia. Isaia, când a avut acea vedenie, când a văzut acea absolută curăție care este Dumnezeu, a avut un șoc. El a zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor, atunci când a înțeles cât de sfânt e Dumnezeu, Isaia și-a dat seama cât de necurat este el. Până când omul nu se vede pe sine în comparație cu Dumnezeu, puțin va fi deranjat de ce este în el și de ce este în jurul lui. De fapt, cred eu că aici și este pricina oricăror probleme în biserică sau în familie. Și aici este și pricina feloritelor interdicții din biserică. Dacă am conștientizat pe deplin că Dumnezeu nu acceptă păcatul, fiindcă este Sfânt, atunci ar fi alt nivel duhovnicesc în bisericile noastre. David zice în Psalmul 32 Căci zi și noapte mâna ta apăsa supra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Dacă David m-ar întreba, de ce am așa stare? i spune, David, fii sigur, oricât de mult nu te-ar iubi Dumnezeu, el nu va accepta niciodată păcatul tău. Și în versetul 5, David spune, Atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Isaia scrie, Nelegiuirile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Iar Isus strigă pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Isus a luat asupra sa păcatul omenirii și Dumnezeu l-a părăsit. Fiindcă Dumnezeu e sfânt și nu acceptă păcatul. Ce mult mai mult, Dumnezeu nu numai că nu acceptă păcatul, Dumnezeu nimicește păcatul. Păcatul atrage asupra sa mânia dreapta lui Dumnezeu. Nu pentru că el e agresiv și place să nimicească, nu, Cine așa se gândește, acela are o concepție greșită despre Dumnezeu. Pricina este sfințenia Lui. Dumnezeu nimiciște tot ce intimidează sfințenia sa. El nimicește tot ce este împotriva sfințeniei sale. Iar sfințenia sa este foarte profundă. Odată un frate m-a întrebat, de ce oare serafimii au șase aripi? I-am spus, răspunsul este foarte simplu, Fiindcă Dumnezeu este sfânt, de aceea Serafimii au șase aripi. Cu două își acoperă fața, cu două picioarele și cu două zboare. Dumnezeu e într-atât de sfânt încât chiar îngerii își acoperă fața înaintea lui. Și un astfel de Dumnezeu să accepte păcatul? Așa ceva nu poate fi. Deci, haideți să punem punct la prima parte a cugetărilor noastre prin Psalmul 99, versetul 5. Înălțați pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor lui, căci este sfânt. Deci Dumnezeu este măreț, fiindcă e sfânt în esența sa. El nu va accepta niciodată răul, ci mult mai mult îl va nimici. Al doilea lucru care îl găsim în acest verset este bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Faptele de lauda lui Dumnezeu sunt niște minuni și minunile lui sunt niște fapte de laudă și el este bogat în asemenea fapte. Dumnezeu și-a arătat puterea în viața poporului Israel. Această cântare Moise a scris-o după ce Dumnezeu i-a izbăvit de armata lui Faraon. Marea s-a despicat în două s-au format două ziduri de apă, la dreapta și la stânga. Israeliții au mers pe fundul mării ca pe uscat. Egiptenii s-au pornit și ei în mare, dar Dumnezeu a pus în vălmășală, a scos roțele carilor. și după ce israeliții au trecut de partea cealaltă, Moise și-a întins mâna spre mare și apele s-au întors și au acoperit oastea lui Faraon. Poporul Israel s-a convins de măreția lui Dumnezeu de nenumărate ori de la ieșirea lor din Egipt și până la intrarea lor în Canaan a fost un drum așternut cu minuni și fapte de laudă a lui Dumnezeu. La fiecare pas călcai pe următoare minune, unde nu te întorceai de dea de minunile lui Dumnezeu. În versetul 13 se spune, Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Și cum au reacționat la aceste fapte mărețe al lui Dumnezeu popoarele din jur? Mai departe, în această cântare se spune Apucă groaza pe filisteni. Se înspământă căpeteniile Iedomului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră. Iată ce înseamnă să fii poporul unui Dumnezeu măreț. Frați și surori, dar oare nu am văzut și noi bogăție minunilor lui Dumnezeu în viața frățietății? Suntem într-un an jubiliar și potrivit să ne amintim de minunile lui Dumnezeu care au fost din belșug în frățietatea noastră. Cum Dumnezeu ne-a izbăvit de acea stare tristă a necredincioșiei față de El, din care se părea că nu mai este nicio ieșire? Din starea de frică, de groază și, se poate dispus de, de paralizie pe care o insufla acea situație din acea vreme? Cum El ne-a izbăvit de acei împuterniciți pe culte și prezbiteri superiori? De acea mână feroce a întregului sistem de luptă împotriva credinței? Cum el ne-a dăruit o mulțime de biruinți, independență de străini, avem copii și pe în adunări, avem propria literatură, avem o structură bună a Uniunii, avem slujitori credincioși Domnului, avem o direcție corectă, mergem pe calea Sfințirii, frați și surori, acestea oare nu sunt faptele de lauda lui Dumnezeu? Într-adevăr, Dumnezeu este măreț. Dumnezeu este măreț este făcător de minuni nu doar în viața poporului Israel, nu doar în viața frățietății, dar chiar și în viața fiecăruia personal. Pot mărturisi cu toată îndrăzneala că și în viața mea am văzut măreția lui Dumnezeu. El mi-a pus în inimă încă din copilărie dorința și setea de a-L cunoaște. Acest fapt eu nu-L înțeleg, și nici nu pot explica de unde și cum, acest lucru s că e prima minune în viața mea. Fiindcă părinții mei erau necredincioși și nici în rudenie nu erau credincioși la noi. Bunica cât era așa mai religioasă în felul ortodox. Dar asta așa, mai mult de sărbători. Și eu practic nu am avut de unde să-L cunosc pe Dumnezeu. Însă nu știu de ce și nu știu cum, când eram prin clasa a doua, a treia, eram conștient de existența lui Dumnezeu și doream să mă apropii de El. Înainte de culcare mă rugam, iar dacă uitam sau îmi era lene cumva, aveam o strări de conștiință. Iată, această tendință, această căutare, sete de Dumnezeu, a pus-o El în mine. Și aceasta este o minune în viața mea. Este o faptă de laudă a lui Dumnezeu. Cât de măreț este el? De atunci și până acum am văzut bogăția faptelor sale și un șirac de minuni în a mea soartă mi-au demonstrat puterea sa. Sunt sigur că același lucru îl pot mărturisi și mulți, mulți alții, fiindcă cred în același Dumnezeu măreț.

Cât de conștienți suntem de acest lucru? Îl cunoaștem noi pe Dumnezeu așa, Sfânt și tot puternic? Înțelegem noi că Sfințenia este natura lui Dumnezeu. El este standardul Sfințeniei. Ne conformăm noi acestui standard? Înțelegem noi că El nu acceptă păcatul și viața noastră trebuie să se confirme Sfințeniei sale. Fiți Sfinți!

Кумлам лам кунос Амин.